Iubire, îmi tot promis de un an de zile că mi-arăt și mie originile tale. Mi-ai povestit atâtea despre Ardeal, dar nu m-ai dus niciodată să văd. Și vreau să simt și eu frumusețile Ardealului. Credeam că nu mă mai întreb niciodată. Știi ceva? Îmbracă-te. Acum? Da, până pregătesc eu pachetul, îmbracă-te și mergem. Hai! Hai. Ce-i asta, baby? Ardeal. Iubitule, suntem în Corbeanca. Ardealul-i peste tot. L-au băgat în toate magazinele. De când faci reclamă la el, numai despre asta vorbești. Da, dragă mea, uite, e rețeta mea, are fața mea pe el. Ei, ai avut și tu o contribuție acolo, au pus fața ta pe el și acum te l-auzi în fiecare zi. Bine, și America a fost descoperită de Columb, dar i-au pus nume după Amerigo Vespucci. Iar vorbești despre documentarul cu America, singurul pe care l-ai văzut. Și oricum, au contribuit mai mulți oameni la rețeta ta. Exact ca la celebra ta salată orientală, care e putea de maică ta de fapt. De unde știi? Pentru că de fiecare dată când o faci o caserolă în chiuvetă. Nu. Uite, asta e rețeta ta, salata orientală e a mea, totul e ok, da? Batem palma? Batem. Hai, dragule, dă-mi și mie o bucată de Ardeal. Iubire? Da. Scoate și tu cumpărăturile din pungă, te rog. Ok. Ce e asta? Nimic. O fi căzut de pe raf când am luat cutiile cu tine. Tu mănânci rețeta lui Nea Ion pe ascuns? Nu, Doamne ferește. Nici n-am încercat-o și oricum știu că a ta e mult mai bună. Și mi-au zis prietenii că li s-a părut că te-au văzut la raftul ăla. Dar eu, nu, ea iubește rețeta mea cel mai mult. Sigur ai confundat-o. Și uite. Da. Iartă-mă, dar nu e ceea ce pare. Vreau să guști din el. Ce? Vreau să guști rețeta lui Nea Ion și să-mi dovedești că-ți place a mea mai mult. Ei, cum e? E bun și asta. Eram sigur. Nu mă așteptam la asta de la tine. După atâta timp de relație. Știi ceva? Mă mut la mama. Dragul mami, ai venit în sfârșit și tu pe acasă? Îți pune mama ceva de mâncare? Da, mămică, da. Mi-era dor să mănânc ceva de la tine.